Două primării din județul Mehedinți au deplătit statului o datorie care, însumată, depășește câteva milioane de lei. Edilii care au creat aceste găuri în buget nu mai sunt de mult în funcție, iar dosarele penale deschise pe numele lor s-au prescris. Administrațiile locale acum trebuie să plătească dauna pe care au produs-o. În 2017, guvernul a alocat suma de 2,3 milioane de lei pentru refacerea a 12 kilometri de drum situat între două sate din județul Mehedinți. Datele din documente nu au corespuns cu cele din teren, iar astfel doar jumătate din distanța inițială a fost refăcută. S-a deschis un dosar penal pe numele fostului primar, însă între timp acesta s-a prescris, iar primăria a rămas cu datoria. S-a stabilit un prejudiciu în valoare de aproximativ 8 miliarde și ceva, sumă cu care noi ne-am înscris la masa credală. Șansele sunt minime cu privire la recuperarea acestor sume. Lipsa asfaltului îi nemulțumește pe locuitorii satelor respective, pentru că, spun aceștia, după fiecare ploaie, drumurile devin impracticabile. Banii s-au alocat, i-au luat, i-au împărțit care cum au putut și au rămas drumurile, cum vedeți și dumneavoastră. Nu vreau decât asfalt. Ceea ce nu este, deci, din 90 până în 23, în 33 de ani. O situație similară este și la primăria Malovăț, acolo unde actualul primar, în funcție din 2016, se luptă de 7 ani să acopere gaura din bugetul local lăsată de fostul edil, care a scăpat de dosar din același motiv. S-a prescris. Am făcut lucrări, investiții în mod nejustificat de 1.560.000 de lei, la care trebuie să mai plătească anumite penalități. Suntem obligați ca aceste sume comunicate prin hotărârea judecătorească să le prindem ca venit în bugetul local, sume din care, din punctul meu de vedere, nu vor fi încasate. Și la Malovăț, la fel ca în Baia de Aramă, abia anul acesta s-a încheiat procesul. Astfel, autoritățile au mână liberă la depunerea de proiecte, inclusiv în zonele vizate de anchetele judiciare din ultimii ani. În perioada proceselor a fost interzisă intervenția cu alte lucrări în acele zone, întrucât au fost realizate expertize la fața locului.